faca noastră nu iubește roșu. Bă, băiat, asta și eu tale, că nu... De ce ai maschirat de la genul? Mi-a stresat faca. Ce că așa-i, Vitalic, știi tu, mi-ai stresat-o pe Florica de a-mi dă mai puțin lapte. Dar cum vrei tu? Ei, tu cu trucul lui tău... Dar ștereză! Ștereză! Mă uit pe YouTube la vlogger. Da și eu. Da și eu? Oameni care nu lucrează și primesc bani. Asta cum? Cum așa? Ei, dar asta nu-i pentru voi. Nu înțeleg. Salut! Sunt Vitalic! Mă aflu în magazin la noi, în centru. Salut, Valera! No. Da! Așa, dați-mi o cafea 3-1, cea mai gustoasă din la lui de magazin. Și un crossover, un crash dinner. Crasov și vrei, Vitali? Nu, pirojoc franțuzesc. Ah, croissant? Da. Nu avem. Dați-mi dar un baton, da. Poftim. Și faceți, băieți? Cafea, eu. Poftim. 3-1. 3-1, dar tot... Cea mai gustoasă, la mea, tot beau cafea de 3-1. A cât trebuie să achit acolo? Nimic nu trebuie să achitați. Vezi ce înseamnă și vlogger. Toată lumea te respect când ești popular. Vlogger, asta e profesia viitorului. Eu filmez de astea vreo... Dai, ui, blog. Mai scurt de astea, eu filmez filme. Video. Și eu îți Vitali vlog. Ia că mai spus, Dan, cu asta te ocupi. Da. Am înțeles. Nasei, fiu călăuisa, eu mă duc, mi-mi asteap cineva. Ei, hai, da, du-te. Iată-le, Dane! Ala, da! Brr, catalan! Hei, sunt aici lângă catalan! Vitalic, du-te mai nu stresa tu calul! Iată, acum plecăm la Danuț. Tak, asea la asea, aici sta asea, asea la asea. Fio, gata. Ce faci? E ca cărbunii ne-au dus. Hai, cărbunii. Lasă așa-mi pleca. Ok. Stop. Ce vrei să faci? Făcită-i, Vitalic, că știi cu tine. Eu sunt vlogger și vloggerii nu achit în ziua de azi, tu nu știi. Cine este? Vlogger. Haide, Vitalic. Eu am urțit țară. Hei, salut, eu sunt Vitalic. Lui Danuț deja i-au apărut cărbunile acasă. De unde sunteți? De la Strășeni. Firma de la Strășeni. Ce firmă? Iau scrii pe bus. Firma Iau scrii pe bus. Cărbunii este foarte, foarte bun. Dar de unde știi cărbunii bun? Eu sunt vlogger și știu. Toți vloggerii așa spun. Tu te-ai Vitalic de toate nebuliile astea tale, mai nervați de amă. Iată așa, prieten, când devii popular. Ai și hateri pe la spate. Eu pe dânsul la Fan Meeting Gnasi chem. Am vrut să-l ajut să nu plătească cărbuni, dar el... Ce, Vitalic, cum să nu plătească? Și cu tine? Dar pe eu sunt vlogger și nici la magazin nu plătesc. Vitalic, tu s-a relăsat 20 lei lui tante Elena că să nu-i pierzi ei. Și azi ia că de ce s-o dat pe degeaba? Care vlogger? Care gratuit și cu tine? Cum spune că la tine se cheamă canalul? Vitali Vlog. Nu Vitali Vlog, dar Vitali Julovna. Hop!